minutes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, all three engines up and burning, 2, 1, 0, and liftoff, the final liftoff of Atlantis. România toată se împiedică de o capră. Capra vecinului. Să moară și capra vecinului. Dacă societatea românească ar fi o mașină, ea ar prinde viteză în funcție de totalitatea cailor putere pe care generează fiecare membru al ei. Imaginați-vă acum cum pe afară aleargă milioane și milioane și milioane de cai putere și aleargă și aleargă și aleargă și deodată apare capra. Pune piedică, dezastru, carambol, ambuteiaj. Expresia să moară și capra vecinului atunci când ne-a murit nouă capra nu semnifică doar invidie. Ea vorbește despre lipsa de cooperare din societatea românească. Sunt jurnalist de 16 ani. În tot acest timp am vorbit despre tot ce înseamnă, despre toate nenorocirile din România. Am făcut investigații despre corupție, am vorbit despre clasa politică, am vorbit despre lipsa autostrăzilor, despre economia la pământ și așa mai departe. În tot acest timp, în 16 ani de zile, am vorbit cu oameni din toate păturile sociale, pornind de la oameni banchieri, oameni de afaceri, IT-iști, până la oameni ai străzii și asistați social. Acum, după 16 ani, după toată această experiență, pot să vin la dumneavoastră și să vă spun că nu corupția este poartă vina pentru toate nenorocirile din România. Nu clasa politică, nu economia, nu lipsa autostrăzilor, nici măcar Soros. Pentru toate problemele din România aproape, vina este la capră. Haideți să vă dau un exemplu despre cum ne afectează pe noi lipsa de cooperare din societatea românească, despre cum noi nu suntem capabili să acționăm alături de celălalt pentru a obține un bine comun. L-am întâlnit pe domnul Gheorghe. El este Gheorghe. L-am întâlnit pe vremea când făceam o investigație pentru Recorder despre cum se fură la lucrările de asfaltare din satele românești. Două lucruri am remarcat la Gheorghe. În primul rând, căciula. În al doilea rând, Gheorghe, mi-am dat seama, era simbolul acestei lipse de cooperare dintre noi. Gheorghe avea o problemă când l-am întâlnit înjurat de mama focului pe primar pentru că nu-i asfaltase ulița, ceea ce însemna că toată apa când ploua de pe uliță, e în partea stângă ulița, ajungea în curtea lui, din partea dreaptă. Și i-am spus, domnule Gheorghe, sau Mr. Cool, cum vreți să-i spuneți, de ce până să vină primarul să-ți facă ție șanț aici, să-ți facă rigole mai exact și drum asfaltat, de ce nu ți-ai făcut tu șanț? Și el a zis, bă, eu pot să-mi sap un șanț, bineînțeles, nu-i nicio problemă, dar dacă eu îmi fac șanț și vecinul nu-și face șanț, intră apa în curtea mea prin curtea lui. Da, logic. Dar i-am spus atunci, ok, dacă vecinul nu vrea să-și sape un șanț, de ce nu ai continuat tu șanțul tău până după ograda lui, sau mă rog, prin fața ograzii lui? Astfel încât rezolvai problema ta personală. Nu mai intra nici la vecinul apă în curte, dar nici nu mai intra la tine în curte prin curtea lui. Omul era paralizat de această sugestie, pentru că își dăduse seama că pentru a-și face lui un bine, trebuia să-i facă vecinului întâi un bine. Deci nu putea să treacă peste problema asta. Cum să-i fac eu vecinului un bine? Chiar dacă asta însemna că își făcea lui în primul rând un bine. Iar Gheorghe sigur nu a înțeles că uneori nu e important câte capre am eu. Nici măcar nu e important câte capre are vecinul. E important câte capre are satul. E adevărat, există o bogăție individuală importantă, dar uităm că există și o bogăție colectivă. Dacă satul este bogat, și eu voi avea șanse mai multe ca un amărât ce sunt să evoluez. De asta, când mergem
pe la aeroportul Otopeni, vedem o coadă de asistați sociali români care se duc în Marea Britanie, o țară dezvoltată, să devină tot asistați social, dar în Marea Britanie. Vreau să vă arăt niște cazuri concrete despre cum ne afectează pe noi această lipsă de cooperare. O să începem cu agricultura. Vreau să-l dau tot pe Gheorghe, că mi se pare simbolul acestei probleme. Agricultura. Se spune că România este grânarul Europei, sau mă rog, ar fi trebuit să fie. Dar principala problemă a agriculturii românești este, și a fost identificată de experți, în faptul că micii agricultori, micii producători de la sate nu erau capabili să se asocieze. De ce e importantă asocierea la sat? Sunt o groază de motive. Unul dintre ele este că marile lanțuri de magazine, mari distribuitori de legume, fructe, nu se pot duce prin satele României și să vorbească cu 1.000, 2.000, 5.000 de mici producători în parte. Trebuie să vorbească cu niște oameni care îi reprezintă, cu niște reprezentanții ai unor asociații de producători. Da? Nu o să vedeți niciodată reprezentantul unui hipermarket X că se duce din poartă în poartă, bade maricica. Câte roșii ai, că eu am nevoie de 1.250.000 de roșii ca să le distribui în București. Tu câte ai? 2. Dar vezi că mai are și vecinul, 3. Nu. Hipermarketurile, dacă nu reușesc să găsească producători care să le ofere suficientă marfă ca să le asigure lor fluxul, nu mai încep negocierile. Și în momentul de față, avem următoarea situație. Îl avem pe Gheorghe cu 5 roșii și pe Vasile cu 5 roșii. Hipermarketurile, să zicem că încep negocierea cu producători de la 10 roșii în sus. Imaginați-vă că Vasile, cu cele 5 roșii, nu este în stare să dea mâna cu Gheorghe, cu cele 5 roșii, să le dea cele 10 roșii ca să înceapă negocierea cu un distribuitor care să le ofere un preț bun. Vasile este în stare să-și arunce roșiile la gunoi, numai să nu și le pună la oaltă cu cele ale lui Gheorghe. Este revoltător. În calitate de jurnalist, cred că nu a existat domeniu pe care să-l cercetez și să nu găsesc această lipsă cruntă de cooperare. Un alt domeniu care ne afectează pe toți este turismul din România. Știți că bulgarii au cel mai eficient turism din toată Uniunea Europeană. Litoralul bulgăresc este vedetă la agențiile de turism din tot Occidentul. De ce la noi avem un litoral la pământ, de ce la noi totul stă sub zodia falimentului când mergi la mare? Când noi avem aceeași mare neagră ca și bulgarii, avem aceeași țară, aceleași probleme sociale ca și bulgarii, avem aceeași economie aproximativ pe care o are și Bulgaria și totuși noi nu suntem în stare să aducem turiști de afară, turiștii occidentali la noi în țară, pe litoral, pe când bulgarii au reușit să facă asta. M-am dus să filmez un documentar exact pe domeniul ăsta, să încerc să înțeleg de ce bulgarii reușesc să facă turism de calitate și noi nu. Am vorbit cu patroni de hoteluri, am vorbit cu patroni de restaurante, am vorbit cu experți în turism. Domnul din imagine este unul din experți în turism. Știți ce mi-a spus? Nu mi-a spus, you know, sir, your problem is you want your neighbor's goat to die. Nu mi-a spus asta. Dar mi-a spus altceva cu alte cuvinte, dar care semnifică oarecum același lucru. Mi-a spus că voi în România sunteți o adunătură de indivizi. Nu acționați ca o comunitate, ci ca niște tipi răsfirați pe aici, pe acolo, care își vede fiecare de interesul lui. Uitați. Cuvânt cu cuvânt chiar așa a zis, dacă stați împreună și vă comportați ca o societate, veți reuși să obțineți ce am obținut noi. Și mi-a dat exemple nenumărate despre cum funcționează lipsa de cooperare în turismul românesc. Avem pe litoral un patron de hotel care nu se poate înțelege nici neam cu patronul de restaurant de lângă el, ca împreună să vândă servicii all-inclusive turiștilor occidentali, servicii pe care patronii din Bulgaria le vând de 15 ani cu mult, mult succes. Am fost și eu la mare în Bulgaria, în vacanță, cu familia. Era o stațiune renumită a lor.
M-am așezat la plajă și numai bine ce aud pe cineva lângă mine, o domnișoară. Hai, fată, să mergem de aici, că e plin de români. Aici am ajuns. Am ajuns nu numai să nu mai putem colabora, ci nu ne mai putem suporta. Dacă mergem în vacanță, în străinătate, pe plajă, ne tragem și vine un român la noi și se așează lângă noi, ne tragem cearceafu 15 metri mai încolo. Ați fost la mare în Bulgaria până acum? Mâna sus, cine a mers pe plajă în Bulgaria și a ales plaja după calitatea nisipului? Suficientă lume. Cine a mers pe plajă în Bulgaria și a ales plaja din Bulgaria după calitatea apei, cât de curată e apa? Ok. Și acum vă rog frumos să ridicați mâna toți cei care au mers la plajă în străinătate și și-au ales plaja după următorul atribut original, pe care nu-l mai găsim în niciun ghid turistic. Plajă rar frecventabilă de români. Sunt convins că sunt mult mai mulți aici în sală care ar ridica mâna, numai că le e jenă pentru că e plin de români aici. Formarea poporului român s-a încheiat undeva în secolul VIII. După cât timp a apărut și unul dintre noi, dintre români, să-și dea seama că suntem mai mulți, nu unul pe aici și unul pe acolo, deși proximitatea e mică. Abia în 1857, tipul ăsta cu mustață, pe numele lui Alexandri, s-a ridicat dintre noi și a zis: unde-i unu, nu-i putere, unde-s doi, puterea crește. Cum am traduce acest truism, dacă ar trebui să facem o formulă matematică? 1 plus 1 egal cu 2. Ne-au trebuit 1000 de ani, ne-a trebuit un mileniu ca să se prindă unul dintre noi că e vorba nu despre unul aici și despre altul pe partea cealaltă a gardului, ci este vorba despre doi într-un cerc. Și totuși noi suntem poporul care avem ca dans național hora. Dansul acesta nu se poate împlini dacă nu te ții de mână cu celălalt. Cumva, noi avem cooperarea în inimă, dar se întâmplă ceva că nu ne mai ajunge la creier. Nu știu ce. Am citit un sondaj recent, un sondaj care vorbește despre cât de patrioți suntem. 44% dintre noi am răspuns: suntem patrioți. Iar 41% din aceiași respondenți au spus că ceea ce ne caracterizează pe noi ca națiune este expresia: să moară și capra vecinului. Expresia cea mai bună care ne caracterizează pe noi cel mai bine este această expresie: să moară și capra vecinului. Dar în schimb suntem patrioți. Oare ce înseamnă să fim patrioți? Oare nu înseamnă că înainte să ne iubim țara, ar trebui să ne iubim oamenii din interiorul ei? Oare n-ar trebui ca înainte să fim patrioți și să ne iubim țara, să începem să ne iubim vecinul? Și hai să ne iubim, să iubim, domnule, și capra, crăpaia-r capul.